Doamnelor și domnilor, trebuie să vă spunem acum că trecem de la acest moment de extraordinară exuberanță. Mergem către o vedetă care încearcă să-și găsească echilibru. O parte din echilibrul ei va fi alături de ea, și anume copilul ei. Dincolo de asta însă, astăzi vom vorbi și vom avea dezvăluiri incredibile despre celebrități care își înfruntă fricile cele mai puternice, chiar aici în direct vorbim despre ele, sau experiențe care sunt dincolo de orice închipuire. Doamnelor și domnilor, alături de noi în acest moment, Raluca Podea. A venit și băiat. Bună ziua, bine ați venit. Bine v-am găsit. Ce faci, domnul? Upăm. Ce faceți, dragă? Bine, bine, mulțumim, bună, băieți. Bună, 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 bună. Ați schimbat. Păi n-ai mai fost tu, mă. Păi da. Că noi am schimbat, am mutat bucătăria de colo-colo. Acum se gătește aici. Acolo vorbește Oana, tot acolo. Super. Se cântă, dar nu știe unde să cânt. La tine s-a mai schimbat, ca să da, zic da, așa. Da, trebuie să vin mai des acum. Păi da, asta este. Cât paci era să facă ieri pizza Raluca, a răspuns doamna general. Și nu te joci, băi, când a zis doamna general. Da, data viitoare e prima. Da. Untul a scos din el. Da. Untul a da. Scos. Ce, bă, dar n-a fost bună pizza, a zi. A slăbit 2 kg când a făcut ieri pizza. Păi? Da. Și mai a rămas. Păi facem pizza? Și astăzi. Dacă mai stați, mâncăm pizza. Am dormit, am venit, am făcut siesta aici. Doamnelor și domnilor, eu n-am vrut să spun, dar dacă spun ei, deci vă spun. Recunosc că am debutat în televiziune în 2007 și nu mi s-a întâmplat niciodată să vin și să găsesc invitații dormind. Mă duc la machiaj și când colo, somnoroase păsărele, pe la cuiburi se adună, trag un pui de somn în cabinele, noapte bună. Noapte bună. Deci noroc cu tine, că altfel rămâneam și fără machiaj, pentru că au mai rămas 5 minute în care noi trebuia să intrăm. Eu nici n-am știut ce am zis, că explicați-mi și mie. De ce? Ne-am trezit foarte devreme, am avut treabă. Eu de obicei mă trezesc devreme, dar am stat toată ziua pe drum. Am ajuns mult mai devreme la emisiune decât era stabilit. Am mai stat în mașină, după care am zis să urcăm. Am urcat și nu știu, deci pur și simplu mă, dacă te-a luat pe tine, înțeleg, dar l-a luat și pe ăsta micul. Da, e normal că e obosită, că se trezește ca găinile de dimineață la 6. Da, dar nu se culcă ca găinile, nu? Ba da, de cele mai multe ori. 10, 11, 12, foarte rar. Am înțeles. Chiar dorm de vreme. Păi și cu tine? Și tu, na? Mi-ai mis mereu. Eu acum aș vrea să intru în temă, dar vreau să știu, știți cum e? Mai vorbești cu ei, știi? Că dacă de-abia te-ai trezit, ești așa, știi? Da, treaba trebuie așezat. Pe de altă parte, este pentru prima oară când o vedem pe Raluca, de fiecare dată cu mare plăcere alături de David. După un moment, ca să zic așa, poate unul dintre cele mai grele momente pe care Raluca l-a avut în viața ei, și anume despărțirea de tată, ceea ce mă întreb, și asta e prima noastră întrebare, dacă asta a accentuat ceea ce știu că tu ai, și anume o anumită, adică nu o anumită, o certă frică de ceva, și anume de moarte. Cum ești? A accentuat foarte mult plecarea tatălui meu din viața noastră. Eu această frică o am de mic copil și nu am putut să o depășesc. Dar ai idee de la ce a pornit? Nu. Doar pur și simplu că s-a dezvoltat. Iar atunci când creierul gândește foarte mult în prisma asta, se adâncește și mai tare. Crezi că există un eveniment, eu știu, în copilărie sau în primii tăi ani de viață sau adolescență, care să fi făcut că nu orice copil pornește de fraged cu această frică de moarte, înțelegi? Știi ce cred? Uite că nu conștientizează, întreabă mai târziu, știi, ce e aia, cum e? Trebat acum, eu am avut acel accident la 18 ani în care mi-am pierdut cunoștința și mi-am revenit după mult timp. Dar pentru cine nu știe, te rog să într-o frază să spui evenimentul. Da, am avut un accident rutier în care mi-am pierdut cunoștința, am derilat foarte mult timp, am revenit cu greu la starea mea normală. După câtă vreme? Dar nu recuperată, adică eu nici și acum am pasaje pe care nu mi le amintesc și nici copilăria. Cam 6-8 luni de zile, cam așa a durat. Până ți-ai revenit? Până mi-am revenit, da. Bun, și tu în continuare ai pasaje care îți lipsesc, ți se povestesc da, și da, nu ți le aduce aminte. Copilăria mea nu mi le amintesc. Adică am, de exemplu, mi-am amintit acum când eram la școală sau că îmi luase tata o pereche de pantofi sau prima mea rochiță de blug. Astea mi le amintesc, dar restul nu, ce colegi pe la școală sau nu.
Da. De aici încolo, încotro a mers sufletul și această temere a Ralucăi, o să aflăm cum se desfășoară și ce sfat primește de la un reputat psiholog, după care o să-l ascultăm și pe David cântând. În pauza asta, nu dormim. Nu. Am revenit împreună cu Raluca Podea și David, doamnelor și domnilor. Veți afla în acest moment cum se manifestă și ce trăire are Raluca Podea în legătură cu frica de moarte pe care, alături de care merge, își duce zilele mai departe. Cum? Ce simți? Cum simți că sunt ocazii în care anumiți oameni se comportă într-un fel anume? Zici că mi-a fost foarte greu să depășesc niște momente. Eu mi-am făcut investigații și de fiecare dată când îmi fac, nu știu, analize sau orice investigație îmi fac, sunt foarte speriată că am ceva, că o să mor. Și... adică nu pot să scap de frica asta. E o frică foarte mare. Înainte să decedeze tatăl meu, cu o săptămână mi-am făcut tot așa o endoscopie și a trebuit să aștept 25 de zile. Acele 25 de zile au fost calvar pentru mine, pentru că nu am putut să dorm. Deci pur și... Da, aveai simptome pentru care ai făcut endoscopia sau era doar, da, o temere interioară? Nu. Aveam niște dezechilibre, nu mai puteam să mănânc, mă durea stomacul și, în fine, mi-a luat ceva biopsii din stomac și am fost foarte speriată cu gândul că o să am ceva grav. După aceea a murit tatăl meu la o săptămână și a intensificat și mai mult această frică. Da, ai ceva? Nu. Am o gastrită majoră. Deci era majoră, o, da, o gastrită pangastrită se numește. Este puțin mai avansată decât gastrita. Și atunci am un regim în care am slăbit. De fapt, e un mod de viață sănătos. Dar eu în acele 25 de zile nu am dormit deloc. Da. Doamnelor și domnilor, David, aș vrea, înainte să-l vedem pe domnul psiholog, asta voiam să fac, aș vrea să trec pe la tine și vreau să întreb dacă unei mame care îi e frică de moarte, medicamentul nu este băiatul ei. Îți spune, da. Ba, sunt medicamentul ei. Spune de ce. O țin în picioare. În regie spuneam că vreau să-i răspund eu la întrebarea asta și vreau să-i răspund... fix așa. Eu nu vreau să mor pentru băiatul meu. Să pot să-mi cresc copilul, adică eu... Da? Da, da. Iar David știe frica asta mea. Deci tu ești cel care trebuie să, atunci când ea are momente de, nu de dezechilibru, de întrebare, în momentul întrebărilor, tu trebuie să ieși în evidență și să știe că trebuie să meargă mai departe. Sunt aici, stâl cu ei, mă ține... E adevărat. Voi sunteți un, cum să spun, un model de relație mamă-băiat, mamă-fiu și de fiecare dată, dacă mai insistăm puțin, și plânge Raluca, da. Ceea ce e foarte frumos și așa ar trebui să facă fiecare mamă care dorește să-și vadă copilul bine. Uite-l pe David când era mic și venea la emisiuni de 1 iunie. Da. Să-l mai chem la emisiuni de 1 iunie, că acum Edita mai e vlășgană, e mai înalt decât maică sa. Toată lumea spune că are 18 ani, mă întreabă cine e băiatul, zic copilul meu, eu nu cred că ăsta e copilul meu, ba da. Cât ai, David? 15. Face noiembrie 15. Ești... Mulți înainte. Mulțumesc. Am văzut și pe tatăl tău, dar tu ești mai mare, adică... Da, e foarte înalt. Da. Haideți să vedem acum, doamnelor și domnilor, ce ne spune psihologul Radu Leca, se află în legătură cu noi. Te salut, Radu, bine ai revenit alături de noi. Cred că ai auzit povestea Ralucăi Podea. Un accident de la 18 ani a accentuat o temere pe care o simte mai degrabă, nu mai ține minte de dinainte, dar orice posibilă adiere de boală sau de pericol este foarte o sperie și o face să facă anumite lucruri pe care poate oamenii n-ar face. Ce este de făcut? Pentru că sunt convins că oamenii de acasă se regăsesc, mulți dintre ei și dumneavoastră, cei care ne urmăriți, mulți dintre voi, resimțiți, poate chiar în această perioadă cu COVID, cu război, frica de moarte a devenit mult mai puternic, au murit oameni în jurul nostru față de perioada dinainte pe care o luam poate mai lejer. Radu. Nici psihologia, nici psihiatria nu recunosc o denumire care sună în felul următor: tanatofobie, respectiv frica de moarte. Când aceasta trece de 6 luni de zile, subiectul intră sub egida
specială a anxietății generalizate, cu conținut și cu elemente clare de somatizare și de panică. Din ceea ce am auzit de la invitata dumneavoastră din platou de astăzi, lucrurile pentru mine merg către o direcție clară și foarte clară. Putem oricând intra pe ideea stresului, a anxietății și a tulburării de panică, din fiecare fiind luate câteva elemente, și se va ajunge la tanatofobie. Din punctul meu personal de vedere, relația despre care voi ați comunicat public ca fiind una minunată și uluitoare între mamă și fiu, din punctul meu de vedere, poate fi îmbunătățită în plus ca să devină în mod real minunată. Și merg pe următoarea idee. Nu avem de ce să încărcăm copilul cu grijile noastre. În schimb, putem să-l ajutăm să fie el uluitor din toate punctele de vedere. În acest caz particular, eu recomand terapia de lungă durată. Cu siguranță se va găsi un terapeut bun și foarte bun care o să o preia pe invitata dumneavoastră și care o să o ducă în faza de echilibru perfect. Lucrul acesta se poate realiza în câțiva ani de zile, dar rezultatele se vor păstra mulți ani de acum încolo. Frica de a nu începe terapia, și aici avem un element distinctiv, face și această frică parte din interiorul tipurilor de tulburări, despre care nici psihiatria și nici psihologia nu prea vorbesc. Acum, în cazul acesta particular, eu recomand, din punctul meu personal de vedere, tot ceea ce înseamnă o conexiune cu psihoterapia sistemică de familie pentru copil și cuplu, în așa fel încât toată lumea să fie ajutată. Nu putem merge doar pe acest un anumit tip de terapie simplu, doar pentru doamnă. Eu cred că și copilul are nevoie, și soțul are nevoie, de aceea terapia sistemică de familie și de cuplu îi va ajuta foarte mult. Radu, acum eu aș vrea, înainte să spună și Raluca ce gândește, că totuși acest caz are niște circumstanțe, hai să le zicem, agravante, și anume acel accident, pentru că există oameni care fără accident au frică de moarte și care se gândesc, unii au ieșit din pandemie și mulțumesc lui Dumnezeu că au scăpat. Și se rugau la Dumnezeu să nu iasă din casă. Nici tu nu prea ai ieșit în perioada aia și a fost... Sigur, pe mulți i-a ajutat lucrul ăsta în sensul în care poate nu s-au întâlnit cu boala. Pe de altă parte, nici nu e ușor să trăiești cu frica zi de zi. Așadar, la Raluca, probabil că trebuie făcut mai mult, având în vedere că a avut acel accident care îi înlătură din creier părți din existența ei. Merg și pe următoarea idee, că există în jurul nostru sute, dacă nu mii de oameni care trec prin accidente și, datorită tipului lor de sensibilitate, existentă sau inexistentă, ei trec sau nu peste accident la 10, 15, 20 de ani de la întâmplare. Nu toți suntem insensibili. Cei mai sensibili dintre noi nu putem trece peste accidente. De la ideea de accident auto până la ideea de accident montan sau la mare sau o cădere în gol cu liftul, lucrurile acestea ne produc teamă mare și foarte mare. Sunt convins de faptul că, din punctul meu de vedere, doar terapia este cea care o va ajuta pe invitata dumneavoastră stimată și lucrurile se vor echilibra în timp. Raluca? Da, subconștientul lucrează foarte mult la mine. Eu am încercat, am făcut câteva ședințe de terapie, am fost la psiholog, am făcut câteva ședințe de hipnoză, care m-au ajutat cât de cât să ies puțin din cămăruța aia în care eram eu. Simți că lucrurile astea te-au ajutat, nu? Da, adică clar m-au ajutat. N-ai mai continuat cu terapia? Ba da, mai am terapia de hipnoză, încă o mai am, dar terapia psihologică nu. Cum simți că te-a ajutat hipnoza? Cumva mi-a scos de acolo, de unde mi-eram întipărit foarte adânc chestia asta cu moartea. M-a făcut să gândesc mult mai pozitiv și să-mi iau gândul, să nu mai stau în locul ăla, știi? Adică e o senzație pe care nu pot să o descriu. Înțeleg. Radu, uite, ea resimte efectele pozitive a unui gen de acțiune. Și anume o alegere. E o alegere. Din punctul meu personal de vedere, hipnoza este minunată
atât timp cât ea este realizată de terapeuți, denumiți hipnoterapeuți, clar, care fac parte din Colegiul Psihologilor, Colegiul Psihologilor din România. Există de asemenea, din umilele mele cunoștințe, o persoană care este vedetă și care produce acest efect de hipnoză cu foarte multă pasiune și cu dăruire, un om pe care îl cunosc personal și care are rezultate bune, dar el nu este un hipnoterapeut, el este un hipnotist de scenă. Dar rezultatele nu sunt foarte bune. Se numește Andrei Voicu, un om public. Acum, indiferent ceea ce alegem, dacă nouă ne face plăcere să mergem și să avem interacțiuni și există o chimie, iar rezultatele despre care noi susținem că există sunt și reale, atunci, în mod real, terapia există ca și valoare. Altfel, dacă noi mergem de câteva ori la un terapeut, nu putem avea niciun fel de chimie cu el. Ne simțim absolut neutri în prezența lui, atunci cu siguranță vom renunța, vorba invitatei dumneavoastră, după câteva ori, după ce l-am văzut, am renunțat. Acum, cu respect, permiteți-mi, stimată doamnă, să subliniez următorul lucru. Și cu asta încheiem, Radu. Cu drag. Terapia durează ani. Nu puteți merge într-un loc de 5, 6, 10 ori și să aveți rezultat, da, mai ales la psiholog sau la psihoterapeut. Cu cea mai mare bucurie, eu cu tot dragul din lume vă stau la dispoziție, dar cred din tot sufletul că aveți nevoie de un psihoterapeut excepțional, cu pregătire în terapie sistemică. Mulțumim foarte mult, Radu Leca. Foarte interesant. Poate într-o zi o să vorbim cu Raluca despre această parte de hipnoză. Andrei Voicu a fost la un moment dat la noi la emisiune. Într-adevăr, e bine să intri pe mâinile unui om care vindecă sau care ameliorează situația prin această metodă. Nu numai un om care îți răspunde la niște întrebări. Nu, clar, absolut. Eu dacă am făcut această hipnoză, am făcut-o la cineva care se pricepe. Eu sunt panicată tot timpul și atunci am mare încredere și s-a dovedit a fi un lucru bun și benefic pentru mine, că eu de cum am plecat de acolo, deja parcă eram alt om. Foarte important. Doamnelor și domnilor, o formă de terapie este muzica. David o să cânte acum, maică sa, ca să zic așa, vă lăcrima discret aici lângă noi. Așa, ce cânteați, David? Caro mio ben. Doamnelor și domnilor, îl invităm pe artistul nostru, trebuie să meargă la locul de scenă.